Atribuțiile funcționarilor sunt de a întocmi, elibera și a ține evidența actelor de stare civilă. În niciun caz ei nu sunt responsabili de perceperea taxelor locale. Într-o situație de asemenea natură s-a aflat un bihorean. Șeful SPCLEP, Sân Martin, ar fi refuzat preschimbarea buletinului în lipsa certificatului fiscal de la primărie. Se pare că abuzurile din partea angajaților de la evidența populației sunt răspândite în toată țara. Cărțile de identitate trebuie eliberate chiar dacă cetățenii nu au plătit taxele și impozitele la zi. Mai mult, practica unor astfel de primari este ilegală. Dragi cetățeni, această practică este o practică ilegală și contravin normelor legale. Populația este sfătuită să raporteze poliției orice neregulă înregistrate în instituțiile publice. Încălcarea libertății omului, a dreptului la informație sau a obținerii cărții de identitate ar fi doar câteva exemple care nu trebuie trecute cu vederea.